Reforma în administrație este un subiect fierbinte în această perioadă, pentru că se discută tot mai mult despre acea ordonanță a austerității, care înseamnă comasarea unor instituții care nu au mai mult de 50 de angajați și reducerea unor posturi. Aceste chestiuni i-au inflamat pe cei aflați în această situație. Senatorul liberal hunedoreanul Vasili Căpotecă este de părere că este absolut necesar ca în viitor să existe instituții puternice care să funcționeze la capacitate maximă. Reforma în administrație nu se face în 6 luni, o lună sau o zi. Ne-am asumat cumva acest lucru? Ne-am asumat, este adevărat, vom tăia posturi din administrație și vom reduce niște cheltuieli acolo, da? Dar aia nu este reformă. Principala noastră sarcină în viitor va fi întărirea instituțiilor. Dacă nu vom avea instituții puternice, instituții care să funcționeze la capacitate maximă, nu vom avea nicio garanție că viața noastră va funcționa pe un regim democratic. Pentru că tendințele autoritariste în stat vor exista mereu, tendința de a spune că totul e rău și prost și că tu nimic nu funcționează este, oamenii, cei care spun asta astăzi, au dreptate și trebuie venit cu un plan alternativ de întărire acestor instituții. Când voi avea o educație instituționalizată bine, o sănătatea la fel, când voi avea administrația să funcționeze la fel, toate lucrurile astea ca instituții puternice și de calitate, atunci viața mea se va schimba și democrația este garantată în stat. Atâta vreme cât ele sunt fragile, și viața mea, din punct de vedere al libertăților individuale, este afectată și va fi afectată și va trăi într-un viitor tulbure. Deci trebuie să înțelegem că lucrurile astea au legătură una cu alta și că mijloacele și aceste tipuri de reforme trebuie să le facem în legătură cu omul și cu instituțiile și, și să avem un scop. Ceea ce facem acum sunt mijloace. Toate aceste mijloace care le alegem, scădem, creștem, reformăm, nu reformăm, mergem către acest scop final. Dacă vrem să avem o țară care să spunem că este democratică, o țară în care libertățile individuale și colective sunt respectate. Altfel, putem să facem ce dorim noi și cum dorim noi, pentru că rezultatul va fi același. Vom ajunge la tulburări, vom ajunge la discuții care nu se vor mai termina, la aceste enervări, la aceste isterii care se manifestă la această oră.